Pentru anul 2019, fermierii din județul Maramureș au depus circa 33.800 de cereri de plată, cu 554 mai puține decât anul trecut. Însă, suprafața pentru care s-au solicitat subvenție este mai mare. Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș spun că una dintre explicații ar fi că suprafețele s-au comasat. Acum urmează o perioadă de verificări din partea angajaților de la APIA. S-a extras eșantionul de control la fața locului, controlul pe teren, care este control clasic la fața locului propriu-zis, și controlul prin teledetecție, însemnând urmărirea suprafețelor cultivate, suprafețelor fermierilor din avion, prin fotografierea acestora și interpretarea fotografiilor aeriene. La nivel de țară, eșantionul 2019 este mai mic cu circa 6.000 de fermieri față de 2018, dar în județul Maramureș este mai mare. Florin Ursa a explicat că anul acesta mai mulți fermieri din județul nostru vor fi supuși verificărilor. Avem un număr mare de fermieri, chiar dacă sunt fermieri mici, suntem pe locul 5 pe țară ca număr total de fermieri, cu 33.000 și peste 300 ceva de fermieri. Apoi, formele, adică schemele și măsurile care le aplică fermierii în Maramureș sunt diverse, având atât plățile unice pe suprafață și cu toate plățile directe, cu toată paleta de plăți directe, plus măsurile de dezvoltare rurală, de la agromediu, zone defavorizate, agricultura ecologică. Peste 5.000 de fermieri din Maramureș vor fi verificați, 1.114 prin metoda clasică în teren, iar restul prin teledetecție. Până la această dată am verificat peste 100 și ceva de fermieri, adică colegii sunt în teren, plus 100 și ceva fermieri, și cu undeva la vreo 200 și ceva de parcele. În total avem de verificat la fața locului aproape 20.000 de parcele și trebuie să ajungem la aproape 2.000 de fermieri în perioada de la 1 iulie până în 30 septembrie. Cealalți la teledetecție vor fi verificați prin interpretarea fotografiilor aeriene. Florin Ursa a mai spus că rapoartele vor ajunge la APIA, iar funcționarii instituției vor compara datele cu cele primite de la fermieri. Directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș solicită din nou colaborare din partea fermierilor pentru ca aceste controle să se desfășoare în bune condiții.